La 1,82 m, Roland Nițui este unul dintre cei mai scunzi portari din Superliga. Asta nu l-a împiedicat să devină un adevărat lider la Șep și Sfântul Gheorghe, fiind de departe jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria echipei covăsnene. Când Nițui a ajuns la Șepși, echipa era în Liga a doua și se gândea la promovare. Cu el pe teren, om de bază, covăsnenii au promovat în Superliga în 2017. De atunci, Șepși a fost una dintre echipele care au avut constanță remarcabilă și parcă un alt mod de a face fotbal. Cu 256 de meciuri jucate în tricoul lui Șepși, dintre care 221 în Superliga, Nițui nu e doar un simbol al echipei, ci și omul care începe echipa, fie că pe bancă au stat Bergodi, Grozavu sau acum Ciobotari. Normal că echipa mea preferată este Șepși și mă identific cu ea. Identificarea cu Șepși e clară și pentru Nițui, care a început fotbalul la Universitatea Cluj și a fost împrumutat la Târlungeni. E din zonă. S-a născut la Târgu Secuiesc, la doar 30 de minute de Sfântul Gheorghe, orașul care îi e acum casă. Iar când a venit la Șepși, Nițui avea doar 20 de ani și nu știa ce îi rezervă viitorul. Acum se poate spune că a scris o pagină de istorie pentru formația care a reprezentat România și în Conference League. La Șepși am venit de foarte tânăr. Șepși m-a format atât sportiv ca și om. Reprezintă un lucru foarte, foarte important din viața mea și sunt recunoscător pentru acest lucru. Normal, ca orice jucător, m-am gândit la un transfer afară, dar momentan am un contract de dus până la capăt la Șepși ASK și mă gândesc doar la acest lucru. Tot cu Șepși, Nițui și-a trecut în cont și primele trofee din carieră, care au coincis cu primele trofee din istoria clubului. Deocamdată însă Nițui nu și-a tatuat niciunul dintre ele, pentru că da, tatuajele sunt marea lui pasiune. Are peste 20. Ai peste 20 de tatuaje. La un calcul simplu, câte ore crezi că ai petrecut pentru toate tatuajele tale? Peste 100, cu siguranță. Peste 100 de ore? Da. De încă nu am apucat să mi le tatuez, dar le voi tatua cu siguranță. În primul rând este pasiune și în al doilea rând toate tatuajele mele semnifică ceva important pentru mine. Te motivează? Nu neapărat, sunt lucruri în viața mea care n-aș vrea să le uit niciodată. Revenind la fotbal, Nițui, care poate juca atât pentru Naționala României cât și pentru cea a Ungariei, încă speră să joace sub tricolorul nostru. E una dintre dorințele arzătoare ale portarului de 28 de ani, care și-a manifestat deseori speranța că va fi convocat la Națională. Cu evoluții bune în startul sezonului, unde a dat siguranță celei mai bune apărări din Superliga în primele 6 etape, Nițui visează în continuare. Nu m-am schimbat, este dorința mea de a juca la Naționala României. Am spus-o în repetate rânduri, unde voi fi convocat prima dată, acolo mă voi duce. Pentru mine este foarte important de a juca la o echipă națională. Va fi însă viață și după Șepși? Jucătorii care evoluează la o singură echipă toată cariera, One Man Club, sunt din ce în ce mai rari în fotbal. Deocamdată Nițui a intrat în al 8-lea sezon cu Șepși și încă simte că mai are ceva de arătat. Dar cum va arăta viitorul său? Te dorim un astfel o echipă de tradiție din siguranță mi-aș dori și acest lucru, dar am zis de foarte multe ori, sunt doar vorbe. Cât nu sunt fapte, nu aș vrea să arunc cu vorbe. Nu știu ce campionat mi s-ar potrivi mie, știu la în ce campionat mi-aș dori să ajung. Care? La Liga. La Liga? Echipa? Echipa nu mai contează, când ești la Liga nu mai contează.